Doamnei, dau microfonul doamnei Mihaela Irimia, autoarea Postezei. Mulțumesc frumos! Este foarte bine să încercăm diverse lucruri. Poate că e mai bine așa, în cazul vezi că nu mă prefac că sunt aici. Să încercăm să dezvelim în mai multe feluri sau poate din diverse direcții această simbolică acoperire în straturi de sens. Imaginea pe care imediat mi-o evoc este imaginea trandafirului, care în română se numește așa după limba greacă, triandafiro, este evident metaforic floarea cu 30 de petale și pe măsură ce dezelin câte o petală, tot rămâne și tot rămâne și tot rămâne. Dar și altă metaforă mult mai vehiculată este metafora cepei, din care Perbiu, dacă țineți minte, este învelit și oriunde merge în lume, mai lasă o foaie, mai lasă o foaie și niciodată nu se termină. Într-un fel, dacă vreți, această carte este, la rândul ei, o multitudine de foi pe care le dezvelim sau le scoatem treptat, fără ca, de fapt, să ajungem la miez. Și este, într-adevăr, altceva decât credem noi că este Oscar Wilde, sau ne dă o altă imagine decât cea pe care o cunoaștem, care este spumoasă, este luminoasă, este de salon, este de un mare deliciu al decadenței saloanelor franțuzite, desigur, în mijlocul Londrei, și care ar trebui să fie urmate de o la fel de spumoasă ultima parte a vieții sale la Paris. El ajunge la Paris, dar ajunge ca și în alte situații, dintr-un loc celebru, al unui alt loc, împins de la spate de nenorociri și de neplăceri. Wilde era irlandez, cum bine știm, traseul lui începe în Irlanda de țară, unde părinții înstăriți aveau moșii, continuă la Dublin, unde tatăl era un celebru chirurg care se plimba prin cercuri de, din fruntea sau de deasupra, din ultimele straturi ale societății, operase în casa regală suedeză. Era fără un chirurg orelist, da? Deci opera nas, gât, urechi, așa, și era o celebritate și taxa foarte serios, avea bani, era afemeiat, bețiv și avea și alte vicii, juca într-o nebunie la cărți, era tot timpul bani, era un desfrânat. Mama lui Wilde era o interesantă doamnă cu pasiuni naționaliste irlandeze, nu în măsura în care Lady Gregory, care era bună prietenă cu William Butler Yeats, fusese, adică ne lansându-se în extreme de bătut cu pumnul în piept irlandez, dar având conștiința apartenței sale la o altă cultură, la un alt mediu spiritual decât cel englez. Traseul lui, deci, trece evident prin Dublin, ajunge la Londra, unde locuiesc în condiții, să zic, de oarecare opulență, dar nu cum fusese cazul la Dublin, și apoi, și foarte important, Oxford. El merge la Magdalen College, care și în acest moment, dacă ați face un exercițiu de imaginație, cei care ați fost acolo sau cei care n-au fost, neapărat când mergeți la Oxford, să mergeți la Magdalen, Magdalena, Magdalen College, este în limba engleză, este o limbă nebună. Se spune că se scrie mamă, se citește tată și înseamnă copil. Deci din nimic nu deduceți că Magdalen înseamnă Magdalena. Dar e de la Madeleine din franceză și a fost asimilat și i s-a dat o nuanță anglizantă și ca atare este Magdalen College. Colegiul Magdalenei de la Oxford, care are o splendidă grădină zoologică a colegiului și are niște peluze extraordinare, este locul în care Wilde a studiat The Classics, cunoscut și drept The Greats. Și aici fac o mică acolo culturală care ne este de folos. Până cam încă o generație după el, literatura se studia, deci nu există, nu se studia literatura engleză, se studiau clasicii. Cine făcea acest splendid exercițiu total inutil, cum suntem și noi, filologii, îl făcea pur de fior de cucu, ca să zic așa, adică și un secol înainte. Ei se duceau în marele tur al Europei, ei se duceau, bineînțeles, în Franța, în Italia, ca să-și vadă sursele distincției intelectuale, culturale și așa mai departe, dar se întorceau perfect inutil societății. Cine își permitea, și Wilde își permitea, venind dintr-o familie cu
un demer financiar serios la momentul respectiv. Făcea acest traseu, studia The Classics, Wilde putea să citeze minute la rând din Eschilus sau Foclei, Euripide, ce doriți, da? Nu mai zic din Plau și Terențul, astea erau floare la ureche. Și un moment foarte important în timpul studenției sale la Oxford, la Magdalen College, care este o frumusețe, nu este cel mai bogat dintre colegii, dar este o splendoare în sine, de o mare frumusețe naturală, este momentul în care Mahaffy, unul dintre profesorii lui, profesor de greacă, îl ia într-o excursie culturală, The Grand Tour, continuă în Grecia. Și acolo îi se produce schimbarea la față, culturală, intelectuală. Și îi se confirmă ceea ce crezuse el în lecturile lui. Putea să citeze, de exemplu, din dialogurile platonice, în timp. În timpul unei mese, trei sferturi din conversație erau citatele lui din memorie, din Platon. Deci acest gen de distinție intelectuală care se purta la vremea respectivă. Tempi passati. Bun. După aceea are ocazia să meargă în Italia ca să-și confirme ce a luat Roma care se ridică pe ruinele Troiei. Mutor triste simbolic, e o succesiune de frumuseți cu totul și cu totul speciale. Biografii lui spun că trecerea, adică traseul de la Londra la Oxford a fost ca mersul de la Roma la Atena, înapoi la sursa primară a excelenței intelectuale. Și în cele din urmă ajunge într-un oraș de provincie, Reading, care este un plictis înspăimântător. Și ajunge în temnița de la Reading și într-unul din momentele în care este purtat de la o închisoare la alta, sub foarte atenta și foarte vigilentă și necruzătoarea privire victoriană a rigorii dusă până la demență, este recunoscut pe peronul gărit de către cei care dădeau să urce sau să coboare din tren. Este în zeghe și cu cătușe la mâini și beneficiază de un foarte frumos spectacol de scuipaturi care îi se aruncă pe față, pe haine, pe păr și așa mai departe. Este umilit înspăimântător și ajunge în hohote de plâns în celula care este în cele din urmă dus. Cartea despre care vorbim în această seară și care de fapt este o scrisoare, nu? Deci noi avem în mână ceva ce nu ar fi fost în mod dorit de către autorul său a fi un etalet de gânduri pentru public. Este scris ca un strigăt, într-adevăr, din adâncimi, recunoaște și trimiterea biblică și așa mai departe, deci este reclamatio. Și în același timp este un gen de confesiune care vine însuita a cel puțin două mari uriași de importante seturi de confesiuni. Una este, desigur, a Preafericitului Augustin, Confessiones, și cealaltă este Rousseau, nu? Confession. Bun. Și ea conține, cum ați auzit la prima intervenție, pe de o parte niște observații de o platitudine demnă de lumea în care trăim, pe de altă parte este, de fapt, un fel de testament estetic al lui Oscar Wilde. Și profit ca să fac o paranteză bibliografică. În 1983, Peter Arkwright, care a scris o sumă de monografii. O sumă de monografii posibile și de autobiografii posibile. Da. Deci, el scrie despre, face o monografie în Londra, dar scrie William Blake, scrie Oscar Wilde, deci el se instanțiază în respectivele persoane. Nu mai fotografia pe doamnă chiar atât de bun, că o inspați, vorbite foarte frumos. Lăsați că nu mi se va întâmpla nimic. Vreți să facem o vorbă, vă mai țin două ore, dar asta să regretați. Da. Așa, deci... M-ați sinucit, mai știu ce vorbim? Despre Blake, vă rog să mă scuzați. Deci, cineva care se pune, desigur, simbolic în pielea lui Blake sau în pielea lui Wilde și suferă alături de ei și apropierea între cei pe care o remarc și în postfață, merită un pic de atenție, pentru că Blake, care era londonez și era perfect dezgustat de lansarea absolut în timpuri de acum la începutul modernității așezate
care vor deveni Londra victoriană, era dezgustat de The Satanic Mills, uzinele satanice ale Londrei industriale, Londra care deja înseamneca în fumul de la coșurile în care se ardea prea mult cărbune și așa mai departe. White ajunge la Londra în condiții mai puțin plăcute decât ar fi vrut și ajunge în acest oraș de provincie la Reading, unde a aruncat în închisoare. Este umilit în mod sistematic pentru că acestea erau comandamentele penitenciare. În fiecare dimineață trebuia să, ca orice alt deținut, să frece, deși nu mai devenea util și nu era absolut necesar, până străduceau poderile pe care altfel doar el le atingea, nu le atingea nimeni. Deci acest ritual de umilire era un ritual care trebuia împlinit. Apoi, dacă ați văzut un film de Oscar, nu mă întrebați, n-am avut timp să verific cine l-a făcut, este făcut acum vreo 20 de ani, în care avem această imagine extraordinar de emoționantă, în care pușcăriașii de la Reading sunt puși să acționeze niște uriașe niște uriașe roți ca la moara de apă, care au niște, pe toată circumferința, niște trepte și pe care ei, mergând, imitând cum ar fi un fel de exercițiu la palestră, fac astfel încât apa să sară în spate pentru necesitățile pușcăriei. Și acesta este iarăși un exercițiu extraordinar de obositor și care are, în primul rând, menirea de a-l umili, deci de a-l desfința emoțional și psihic, mai curând decât de a-l epuiza fizic pe om. Și de asemenea este obligat să-și păstreze foarte exact linia dreaptă a atacămurilor, stânga dreapta a farfuriei. Și în acest film aveți imaginea în care el a ajuns în ultima formă de mizerie la Paris, într-un mic hotel în care nu are din ce să-și plătească hotelul, nu are din ce să mănânce. Prietenii inventează motive să-l scoată în oraș ca să-i dea o supă caldă. El are fixația să-și aranjeze furculița și cuțitul în stânga-dreapta unei farfurii necăjite dintr-un codlon, într-un hotel de mâna, nu știu cât am. Deci ce se întâmplă este pendularea între lumi, și aici este, dacă vreți, partea lui cu adevărat cristică, este căderea totală în mizeria acestei lumi, în care nu doar că nu are contact cu spumoasa elită a societății, dar se închide foarte mult în sine, nu mai este disponibil pentru lumea din exterior, este disponibil pentru lumea din interior, direcția lui se mută evident invers decât fusese la apogeul figurii sale publice. Era un individ care schimba 4, 5, 6, 8 cabriolete de acasă până unde trebuia să meargă la un diner sau la o recepție și, covălând dintr-o cabrioletă, își comanda o garoafă verde sau o floare a soarelui gigantică sau o orhidee. Mergea, cred că ați văzut, asta este în urma excursiei culturale în Grecia. Mergea îmbrăcat de cele mai extravagante combinații sartoriale și își făcuse o plăcere din a șoca. Deci el trăia din șocul administrat în mod obișnuit societății în care trăia, constatând că nu există ceva mai urât în viață decât urâțenia. Și urâțenia, de fapt, este frumusețea văzută de burgheți. Punct. Deci nu poate să perceapă altfel, nu are acces la adevărata frumusețe. La Paris se învârtise în cercuri în care îi cunoscuse și avusese cotidian a face cu indivizi precum Victor Hugo, Degas. Da, deci aveți aici iarăși imaginea foarte decadentă. Îi plăcea foarte mult Balzac, citea Balzac, Verlaine, îl cunoscuse pe Verlaine, Mélimée, deci acesta este contextul în care se afișa. Bun,
Și venim înapoi la celula în care direcția s-a întors exact invers. El este într-o văgăună a sufletului, unde găsește până la urmă lumina în cel mai mare întuneric și moare de meningită care îl chinuise an la rând, avea atroce dureri de cap și nu îi se lămurise sursa. În ultimele 5-6 luni este îngrijit de Maurice Gilbert, despre care l-am auzit niciodată. Era un oarecare cu care stabilise o legătură la Paris și care s-a impresionat în asemenea măsură încât i-a ținut până în ultima secundă lumânarea și care și conservează în acest The Last Testament de Oscar Wilde de Peter Ackroyd. Ultimele două pagini sunt conservate adică sunt preluate din carnetul lui Maurice Gilbert, care spune acum îmi dictează. Și el îi dictează așa, printre ultimele suflări, că va găsi, Maurice va găsi între cărțile și scrisorile lui o imagine a lui Faust, doctorul Faust, nu? În spatele căruia se văd un schelet, o oglindă și o lumină. Și cum Antea se este în pregătire pentru o nouă traducere, datorată, evident, doamnei Ralian, ca zecile de alte minunate traducere ale acestei distinse doamne, traducere a portretului lui Dorian Gray, o să avem ocazia să vorbim despre tema dublului în Dorian Gray. Dar venind la imaginea lui Faust, care este în atelierul lui, în sine închis, nu? Și care a făcut pactul cu diavolul, ceea ce Wilde nu face, dar este profund impresionat de această imagine, gândiți-vă o clipă, deci este un schelet, adică un memento mori mai fioros decât ăsta nu se poate imagina, este o oglindă care este apropierea, nu? El vrea să se vadă și este o lumină care îl va ajuta să vadă acest lucru. Aș putea închide spunând așa, sau conchide, nu concluzion, la mai la televizor să conclude, azi eu prefer să conchid. Spunând așa, că el, în mod foarte ecristic, nu a aparținut, n-a fost al acestei lumi. Da? Și oriunde se ducea era al altei lumi. Și el credea cu pasiune, cu sinceritate, cu convingere, cu iubire, în ideile platonice și undeva în această minunată scrisoare, care este un strigă de disperare, spune că toate ideile sunt periculoase. Toate ideile sunt periculoase. Vedeți? Nu știu. Cred că este umbralul Platon la Cozia. Da. Toate ideile sunt periculoase. Mă predam să spun că în cultura noastră, în folclorul românesc, dansul, jocul ierelor este jocul de idei, nu cum știm de la Camil. Da? El credea cu sinceritate în adevărata realitate care este cea a ideilor platonice. Noi trăim aici printre umbre, printre efecte, simulacre, copii, dar nu suntem printre originale. Originalele sunt acolo unde sunt ideile și ele sunt totdeauna prinse în acest dans special care ne transmite nouă o multitudine de înțelesuri. Și de aceea ele sunt periculoase, pentru că noi nu putem să ajungem la nivelul lor și de orice am încercat vom cădea victimă lor. El a căzut victimă acestei frumusețe a ideilor pentru că a fost măsurat, desigur, exact precum Hristos, cu o măsură omenească. Da? O altă trimitere la Wilde m-ar ajuta să spun așa, the human form divine. Blake vorbește despre formatul nostru omenesc care este divin. Bineînțeles că el se referă la paradigmatica persoana lui Isus. Așa s-a întâmplat cu Wilde, dacă vreți. El a fost într-o perpetuă legătură cu ideile care a crezut absolut, necondiționat și a pățit ceea ce putea să pățească cineva care va fi măsurat și este măsurat cu măsura omenească, nu cu măsura și fizică, nu cu măsura de dincolo care este metafizică.
Când citiți acest text, cred că cel mai relevant cuvânt care vă va veni pe limbă este amărăciune. Este scris cu o mare tristețe, cu un regret și cu o supărare pe propria persoană, că n-a fost în stare să vadă micimea unui om mic. Da? Dar asta nu l-aș fi făcut niciodată să regrete sau să renunțe la frumusețea ideilor, care desigur sunt periculoase. Deci așa îi trebuie cuiva care trăiește în lumea frumuseții, care nu poate să piară, dar care în orice clipă își dă seama că acolo au acces foarte puțin și cei care au acces, precum cineva care își căuta iubita, nu mai poate, cineva care este în situația respectivă, nu mai poate să se întoarcă. Pe acest foarte entuziast final vă las să rumegați propria amărăciune că nu trăim într-o lume perfectă, dar în momentul în care veți ieși din această sală, veți da, aici oricum suntem o enclavă așa, suntem într-o oază de frumusețe în care chiar vorbim despre idei platonice, afară când ieșiți vă va lovi simulacru. Un simulacru. Așecția. Vă mulțumesc că m-ați invitat.